Hei, bine v-am găsit la un nou video. Pentru că ăsta nu e despre bestie, e despre... Eu cred că-l știu pe ăla. Da, eu cred că-l știu. Mi se pare foarte cunoscută mașina, dar... Bă, ăsta-i Marian. Hai că avem subiect. Bă, filmăm astăzi. Cum să nu? Ha, am ceva bun pentru voi. Rămâneți pe fir. Așa, m-am urcat în mașină. Aici e Marian, nu dăm alte detalii pentru că suntem în prima mașină non-vag. Avem o tobă super tare în spate, super faină ca și gălăgie. Și facem un pic de plimbări, așa. Știu, s-a lăsat ceața, a început un pic să ningă. O să vă arăt și mașina, dar până să vă arăt, să vă zic el despre ce e vorba. Vrem numai bună pentru Subaru. Ce ai aici? Zi-mi mai multe detalii. Avem un Subaru în preța 2007, modificat puțin, niște elemente STI VRX, nu foarte mult, avem un volan sport modificat, niște scaune lucrate manual, exterior, niște jenți pe 17, VRX, cauciucuri de iarnă-vară, nu mai știu exact marca, au aderență foarte bună, te poți juca liniștit cu ea, merge, avem o tobă sport, un rocket, nu știu exact dimensiunea tobei, da. Toba este ok, totul merge ok, avem sunete frumoase, plajă de durații faine în care se aude. Bineînțeles. Să vedem. Nu știu cum tai tot cu aderența pe o vreme umedă. Asta-i plăcere pură la urechi. Da. Așa se aude toba. Mașina nu a suferit modificări la motor, doar foarte, foarte minore. Hai să luăm și partea mecanică. Ce motor ai pe ea? Motor de 2.0 aspirat, natural, bineînțeles. Așa? Cam câți cai? Motorul în sine lui are din fabrică 160 de cai, dar cu puținele modificări, cred că are sub 115 cai, dar nu sunt sigur. Și cam atât. Împinge destul de bine la pornire. Și o să vă arăt specificațiile tehnice, după cum obișnuiesc despre auto data. Cam așa se aude în interior cu toba, într-o mașină sport. Frâne avem, țin, avem și niște arcuri sport, de sub HR, reglabile, de înălțime, înțelegi? Da. Vreau să te întreb de ce ai ales tocmai Subaru. O singură. Prima mea mașină tot Subaru a fost. Asta e a doua. A, deci ai mai avut un Subaru. E vorba de... Totul de prețul din 2011, doar că era motorizare diesel. Aha. Așa, am ales să plec de pe diesel pe un benzinar. Să văd diferența. Și o diferență, da, se simte. Se simte și la consum, bineînțeles. Nu e un 4x4 simetric permanent. Nu am reductor, nu am butoane, nu am nimic. Deci așa vine mașina. Pentru că e cel natural, e motorul natural aspirat 2.0 R, Type R, ar veni. Aha. Și vine din fabrică așa. Type R fiind modelul sport de natural aspirat. Upgrade-ul interior, bordul e diferit, volanul e diferit.
trecut în ea de când ai luat-o? Momentan nu, doar schimb de ulei și cronotip. Schimbul de ulei. Cam cât are capacitatea la baia de ulei? Cât ai bătut? Jur de 5 litri. Deci 5 litri la baia de ulei. De vreo că vreau un pic la spălătorie, un pic să îndepărteze tot praful ăsta adunat de pe șoseaua asta minunată. Cum v-am arătat și eu pe mașina mea, că era dezastru. Cum se adună? Cam așa arată ea ninsă. Și murdară. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the tables doing shots, drinking faster than we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now it's in my hands, stop a band, a man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Story begin, we're going out on our first date. You and me are 50, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up a plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour. And now your family's doing okay. Leaving, getting a taxi, then kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. Now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Bun, și după cum v-am promis, vă arătăm și interiorul. Scaunele astea faine. Recaro cu sute de piele? Da. Refăcute total. Totul. Sistem audio, Pioneer și el. Hai să vedem și în spate. La fel bancheta. Fain. Avem și niște muzică și se aude ceva bum bum. Să auzim noi. Op, surpriză. Hai să vedem și partea de motor, cu ce se laudă Subaru ăsta. World Rally Team-ul. Motorul boxer. Torce foarte silențios. Hai să-l ambalăm puțin. Să vedem din ce e făcut.
Super fain. Așa, ai un alb fain la bord. Un verde frumos. Mașina sună bine. Ia să vedem un pic de... Ce altă mașină ai alege în afară de Subaru? Dacă ar fi să alegi altceva. Seat, dacă aș alege Cupra. Ah, da, normal, te duci tu pe Cupra, pe varianta aia faină, dar să știi că nu-s ușor de întreținut. Bineînțeles. Ai ceva nemulțumiri la mașina asta? Ceva ce să nu-ți placă, ceva ce ai schimbat, ceva ce ai îmbunătăți partea asta? Nimic? În afară de discurile de frână, nimic altceva. Discurile de frână. Bine, discurile de frână. Da, că sunt niște, am văzut și eu, mă miram un pic, discuri mai mici, etrieri mai mici, mă așteptam la ceva mai performant pentru puterea și pentru stilul de mașină, dar să zicem că e la capacitatea lui meu, etrierul, mărime, ceva de genul și discuri și toate cele faine. Deci n-ai nemulțumiri, n-ai absolut nimic. Nu, totul e ok. De când am luat mașina, am îndrăgostit de ea, din prima. Te cred că... E așa o dragoste și față de tobă, față de motor, față de ce îți oferă. Bănuiesc că drumul spre Cluj e o aventură, adică o plăcere maximă. E și o aventură, e și o plăcere, îți dai seama. Ce chestie. Bun, n-am întrebat pe partea de tobă dacă ai probleme cu lumea, cu poliția, cu ceva de genul. Adică bănuiesc că mașina întoarce capetele, dar poliția? Ceva? Să sperăm că încă nu o să am probleme. Deși m-a oprit și am rezolvat treaba foarte ușor. Ai fost oprit. Foarte ok. Și am uitat să te întreb, mașina de la cine ai luat-o și de unde? Am luat-o de la un pasionat din Cluj. Deci pe Cluj. El a mai avut o Subaru înainte. Acum iar am locuit-o pe asta, bineînțeles, dacă mi-a dat-o mie, care și eu o îndrăgesc foarte mult și o să am grijă ca de ochii din cap de ea. Și ce e mișto la asta, farurile e cu reglare automată în funcție de greutatea mașinii. Deci tu n-ai buton de reglaj la far? Nu. Ai. Pentru că sunt xenoane de fabrică și atunci când te pui mașină se reglează automat farul. Cutia de viteze în câte rapoarte? Nu te-am întrebat. 5. Deci numai 5 ai. 5 cu marșalier. 5 cu marșalier. Da. Te-ai gândit la ceva investiții în mașină? Păi, o vopsire totală. Ceea ce o să fie puțin costisitor. Da, asta e colantata, așa-i? Da. Că s-a văzut un pic pe ea, mi-am dat și o seama și ați văzut și voi pe eleron că e mai... un pic se decojește vopseaua, nu a grunduit, nu nimic. O dat direct vopsea albastră peste aia neagră și efectiv pușcă vopseaua și arată oribil din păcate. Da, o să se repare, nu e o problemă. Da, se repare. Deci vrei să o decolantezi toată și... Ea la bază îi... neagră. Deci are un Subaru negru. E un negru perlat. Da, și aș fi curios pe partea asta când dai jos colantul, să vezi cum, cât de bine s-o lipit și cât de bine s-o păstrat vopseaua sub. Că am auzit unii au pățit-o, că au degradat vopseaua. Și aș fi curios să văd cum îți arată după. O să vedem. Știu, am emoții și eu la partea nu-i nimic, asta. O să mai vedem după toate modificările făcute. Motorul e ok, n-ai probleme, n-ai... Nu are niciun fel de probleme. Bun, motorul. Deci îți trage nici erori, nici nimic. Tot în regulă. Mă, mi-a părut bine, sper că și vouă v-a plăcut ce ați văzut. Ăștia suntem noi, ăsta e Subaru și vă zicem la revedere cu condiția să vă uitați la
un alt video mult mai târziu, când mașina va fi altfel. O să vedem în viitor ce face cu ea. Ținem legătura. Orice întrebări adresați, poate vă răspunde, poate vă răspund în comentarii, bineînțeles. Până atunci, subscribe la mine, dați share să vadă cât mai multe lume ce frumusețe are el și ce auz încântător poate provoca, adică la modul orgasmic. Sunetul ăla de tobă. Și v-am lăsat. Numai bine vă dorim. Salut. Like. Da? Dați like, dați like. I'm a motherfucking bad. I'm a motherfucking bad.